Asiguranții care și-au pierdut cardul național de sănătate sau le-a fost furat ori li s-a deteriorat nu mai sunt nevoiți să se adreseze casei de asigurări de sănătate din 2 în 2 luni pentru prelungirea adeverinței de înlocuire a cardului de sănătate. Printr-un ordin al președintelui CNAS, publicat în Monitorul Oficial, s-a prelungit valabilitatea adeverinței până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat. Atenție însă, adeverințele eliberate până la această dată își păstrează valabilitatea de 60 de zile. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe până la emiterea noului card. Durata până la emiterea cardului duplicat poate depăși însă 2 luni, iar asigurații pot fi puși în situația neplăcută de a face drumuri repetate la casele de asigurări de sănătate. Măsura prelungirii duratei de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național duplicat implicit debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și diminuează cozile de la ghișee, a anunțat într-un comunicat de presă Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.